So, do you want to be a superstar? Un podcast de Robert Bălan, adică de mine. Așa, unde rămăsesem? Ziceam că vreau să mă fac actor, da? Și în liceu, în fiecare săptămână, mergeam la teatru. După spectacol, rămâneam la o țigară, undeva în fața teatrului, pe lângă intrarea actorilor. O să intru și eu pe ușa aia într-o zi. Asta îmi ziceam. Și uite-te la Carmen. Nu sunt din zona în care mi-am dorit să fiu de mică actriță, nu. Nu știam ce vreau să mă fac. Eram în clasa 11-a la Spiru Haret, mate fizică. Și știam clar că nu mă duc la ASE, știam clar că nu vreau birouri. Nu știam ce vreau. Voiam ceva așa. Și ne-am zis la o petrecere, eu cu o prietenă de-a mea din liceu, ne-am zis la o petrecere și a doua zi dimineață, la 6 s-a terminat, i-am zice, băi, eu mă duc la o probă, la o fundație și acolo să fac cursuri de actorie. Hai și tu cu mine să nu mă duc singură. Na, eram obosită, eram, hai cu mine. Bine, nu băuserăm sau ceva, eram super ok și ne-am dus cu ea la probă. Și a zis, nu vrei să participi și tu, du-te de aici că eu nu particip la nicio probă și nimic. Hai. Băi, zic, nu mă interesează, eu n-am ce treabă. Și, mă rog, am intrat, cred că, printre ultimii. Mi-aduc aminte că aveam pantalon de piele, mi luase, mama n-a vrut să-mi cumpere pantalon de piele și m-am dus eu și m-am angajat, am mințit în legătură cu vârsta și făceam sondaje. Și eram vopsită negru, pana corbului, mă dădeam cu negru pe la buze, o ardeam foarte rocăriță în perioada aia. Ne-am suit pe o scenă, era ca la admitere la ATF, adică îți pun aia lumini pe față, nu vezi nimic cine e în juriu, cine e în public. M-a întrebat aia ce fac, ce le zic. Eu zic, vă zic o poezie de la școală, făceam la liceu Bacovia, era o poezie, se numește Eu trebuie să beau, nu mai țin minte. Le-am zis poezia aia și după aceea mi-au dat să fac o improvizație, pentru că eram îmbrăcată așa, mi-au pus Sepultura, dar eu nu ascultam neapărat Sepultura, cred că îmi plăcea mai mult stilul vestimentar, mie mai degrabă îmi plăcea Depeche Mode și nu zona metale grele și așa. Și mi-a dat o improvizație și cu o temă, cu un scaun, trebuia să fac o poveste, cum vin eu acasă și nu știu ce găsesc. Eu eram atât de relaxată și atât de liniștită că am făcut eu acolo, nu știu ce, le-am mulțumit, am plecat. Băi, ziceam bancuri în liceu, plus trupa de teatru. Am luat și un premiu în clasa 12-a, era revista Salut pe vremea lui Mihăiță. Și aveau și festival de teatru. Și zic, gata, dau la teatru. Bine, n-am dat la teatru din prima, că n-am scăpat de tata. Am dat la instalație. Și am și intrat. După care m-am dus să îmi scot dosarul de la instalație ca să dau la teatru și mi-am zis că oricum mă dau afară. Că aveam numai 3 ori, dar la desen aveam 10. Și mă rog, am dat la teatru, n-am intrat. Am uitat odată, n-am intrat. Am intrat a patra oară. A doua zi dimineață se afișau rezultatele. N-au nicio treabă, m-am sat acasă, m-am culcat și m-a sunat prietena mea să-mi zică că am intrat prima. Zic, bine, ok. Începeau cursurile, erau sâmbăta și duminica, erau super organizați oamenii, adică făceam actorie, canto, dans, istoria teatrului, istoria filmului, vedeam filme, discutam. În comisia respectivă erau Mihaela Bețiu, profesoară la ATF, Marcel Iureș, un tip, Cristi Dumitrescu, care cred că e regizor, și încă o tipă de la Canto. Și Mihaela Bețiu, cred că era la Olga Tudorache, parcă, și sau îl cunoștea pe Pintea, nu mai știu cum, a zis, trebuie neapărat să te duc la Pintea. Și m-am dus eu la Adrian Pintea, la Teatrul Național, prin spate, pe la o sală de repetiții, să mă vadă, zicând nu știu ce poezie. Eu nu eram pregătită, nu lucrasem cu nimeni niciodată, n-aveam nicio treabă și i-am zis ceva text, cred că o poveste i-am zis și Pinta a zis, a, trebuie neapărat să faci actorie. Și eu am zis, a, ce tare, da, nu știu. Până nu te-am rămas pe vară, doar la actorie, că la celălalt era ok. De ce, nu erai bun? Nu, a fost o fază la un examen pe care cred că am înțeles-o mult mai târziu, m-am ras în cap. Noi făceam atunci bucăți de Sebastian, nu știu, Steaua fără nume, de exemplu. Și toți eram Miroiu, toate fetele erau Mona.
Și fix cu două zile înainte de examen am răcit ceva destul de nasol așa, o răgușeală foarte puternică și aveam o voce extrem de metalică. Și în examen miroiul a ieșit ceva gen: Mona, eu am găsit o stea! Toată lumea era pe jos, absolut toți, a ieșit o super mega comedie, dar nu era ce trebuia. Mi-au zis că am făcut un personaj, știi? Și tema era să fii tu însuți în personaj. Și m-au lăsat pe vară. Și m-am dus acasă, nu le-am zis alor mei. Mama era foarte fericită că nu mă duc să stau prin baruri și că nu beau. Deci, practic, n-apucam să fac prostii, că aveam aceste cursuri. Când s-a făcut a 12-a, mama zice: băi, tu nu te apuci tu de o meditație, ceva? Unde vrei să dai? Zic: eu dau la actorie. Exclus, nu se poate, ce să faci cu actoria, ce meserie e asta, nici să nu te gândești. A urmat anul 2 cu 5-5, așa m-a ținut domn profesor, domnul Albulescu. După care am ajuns la 10, frate, 10, pampon, mi-au dat altceva să joc. Bine, când mi-a dat 10-le, mi-a zis: ți-am dat 10, dar nu erai de 10. N-am înțeles-o nici pe asta, dar oră. Cred că am plecat de acasă atunci, la prietena mea. Nu existau telefoane mobile. Și s-au speriat ei foarte tare. Eu le-am zis: eu actorie mă duc să fac, chiar dacă vă place, chiar dacă nu vă place. Apoi am dat, evident, la actorie. M-au primit la particulară. Și după aia am aflat că m-au primit pentru că n-aveau băieți. Foarte încurajator, ce să zic. Mă rog, acum mai fac uneori pe actorul, dar... Mai bine am fost student la actorie și toată lumea mi-a zis că aș fi mai bun de regizor. M-am dus la regie și toată lumea mi-a zis că aș fi fost un foarte bun actor. Am terminat regia și m-am făcut jurnalist și toată lumea îmi zice că prea am aer de artist. Dar asta e dintr-un alt spectacol. După bune, chiar e dintr-un alt spectacol. Unul pe care a jucat acum vreo 4 ani. Dar mi s-a părut mie așa interesant să începi cu începutul din altă parte, postmodernism de-astea. Poanta e că spectacolul ăsta trebuia să înceapă cu un text pe care l-am scris la 29 de ani. Eram în fața oglinzii de la baie, mă bărbieream și atunci am văzut, adică am văzut pentru prima oară cearcănea. Mi-am dat seama că nu o să ducă niciodată, mi-am dat seama că îmbătrânesc și atunci am scris un text în cap. Știam că o să uit textul imediat ce o să ies din baie, așa că l-am notat. Numai că n-am găsit carnețelul în care l-am notat. Da, da, asta cu actoria e... Nu știu cum să spun, trebuie să muncești, trebuie să ai grijă de corpul tău, de vocea ta. Mai fac o dată. Mai ca la teatru, așa. Acest spectacol ar fi trebuit să înceapă cu un text pe care l-am scris la 29 de ani. Eram în fața oglinzii de la baie, mă bărbieream și atunci mi-am văzut pentru prima oară cearcănele. Și ce credeți că m-am gândit să fac atunci? Să o las mai mare cu băutul? Să mă las de fumat? Nu. M-am gândit să scriu un roman. Eu voiam să mă fac vedetă. Ia zile, Darie. Mamen. Dar tu, Darie, tu ai vrut vreodată să devii vedetă? Când ai dat la regie film? Da, oarecum da. Da. Adică, într-un sens din ăsta de dement, adică era ca o boală, cred că da, vreau să fiu vedetă. Dacă scriam vreun scenariu sau făceam ceva, deja imaginam cum chestii din astea, cum o să iau premii, cum o să... Am speech-uri, discursuri, știi? Adică mă consuma chestia asta. Adică îmi dau seama acum că era o prostie. Bine, nu era numai că era o prostie, era o obsesie. Era ceva foarte nesănătos. Era ceva care mă consuma energetic. Adică în momentul în care chiar trebuia să fac lucrul ăla, după ce mi-am imaginat că va fi ceva extraordinar, oricum nu puteam niciodată să ajung la nivelul la care eu m-am imaginat de succes. De, apropo de vedete, la care puteam, adică realitatea era rahat, niște reflectoare prăfuite care trebuia să le miști de colo, colo, știi? Nu m-am gândit la vedete, dar după aia îmi dau seama că aveam dorința asta, dar nu mi-o formulam, vreau să fiu vedete. Dar îmi formulam de fapt că, mamă, trebuie să fie ceva extraordinar.
am pornit tot de la tot așa că ascultai muzică și concerte. Nu, că ascultam muzică, nu știu de la ce, adică într-un fel și de ce a pornit. Că vreau să fie extraordinar, dar mi se pare că e prea freudian acum. Adică pot să zic de ce, dar nu știu dacă... Se taie la montaj, adică... Se poate tăia la montaj. Bă, era, adică era foarte... Chestia, mă rog, în relația mea cu părinții mei, maica mea chiar vrea să fiu extraordinar. Dacă puteam să fiu și a doua venire a lui Isus, orice, în zona asta, a doua venire a lui Isus, următorul Einstein, anything, în zona asta, e ok. Mai puțin de atâta, nu e chiar ok. Nu prea aveam cum, dar și eu îmi dădeam seama că e o prostie, dar în același timp aveam niște momente în astea de, hai să zicem, de, nu știu, nevroză în care m-a apucat. Adică mai ales când eram în mijlocul unui proiect, începeam să visez că, mamă, chiar se întâmplă, chiar o să ajung proiectul ăla să fie fantastic, să fie extraordinar, să fie nu știu cum. Și atât de mult m-a obsedat și m-a consumat, că, mai ales că îți dădea și un high din ăsta, că tu chiar credeai că, wow, așa, te consuma și e normal, că realitatea era că, normal că trebuia să lucrez pentru chestia, eu cred că lucram mult mai puțin decât imagineam, cred că imagineam mult mai mult decât lucram pentru proiectul respectiv sau ce făceam acolo și... Bine ați venit la spectacolul nostru, distracție în bucătărie! Vă vom prezenta cea mai nouă piesă a noastră, Bucătăria! Ce înseamnă, ce înseamnă vedetă? Exact, ce înseamnă vedetă? Da, Robert, ce înseamnă vedetă? Am vorbit despre oameni care au dat la actorie și sunt actori, oameni care au vrut să fie cântăreți, dar vedetă, vedetă sunt vedetă. Oamenii care au vizibilitate da, și... Vedetă, și... exact ce a spus, e că una dintre calități e untouchable, știi? Exact, și care sunt undeva acolo. Nu părea untouchable, adică... Nu, și mai e o chestie că sunt foarte mulți care vor să fie ca el, ca vedeta. Că e Britney Spears, că e Michael Jackson, că bine, e Chirilă. Mai e și chestia asta că noi vorbim vedete, dar în același timp totuși suntem fucking România. A, bine, nu? Și da. E foarte greu, adică vrei să fii o vedetă, dar tu știi că peste, pe ce piață ești vedetă, peste nivelul tău de vedetă de România mai sunt încă 100 de nivele de vedetă. Știi, cam pe jocul ăla, Mortal Kombat, adică nivelul de vedetă de România e ăia, primii trei acolo, nivelul nici măcar nu e boss-ul fi. Ce boss-ul final e nu atingi. Nivelul de boss final, știi? De asta zic că... Vedeta da. E de fapt un concept american, eventual plan. Englezesc, dar... Sau franțuzesc. Franțuzesc, german, poate chiar suedez. Francezii sigur au vedete. Au vedete, da, și din foarte. Și suedezii, ABBA. Cam ABBA. A, da, 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 dar tot pe piața americană. Adică știi da, că toate vedetele mari... Sunt pe piața americană, adică nu există. Chiar și englezii, vedetele mari din Marea Britanie sunt... Dacă nu exista piața din America, nu erau vedete. Adică nu poți să definești cu adevărat statutul de vedete dacă nu ești în America. De statutul de vedete definit de piață? Păi spune că da, clar. Adică mi se pare că... Dacă e piața mare, ești vedetă mare. Dacă e piața mică, ești vedetă mare, e o piață mică. Da, dar ești o vedetă locală care nu prea înseamnă nimic. Poți să fii exact cum ai zis Virgil, poți să fii 2 ani acolo, oricum. Când trebuie la televizor și vezi acolo niște personaje care ar fi vedete, ferma vedetelor, cum sunt astea, nu? Da. Și tu ești, dar cine e vedeta asta? Da, cine e, dar cine e ăsta? Dacă era Brad Pitt la Olărit, la ferma vedetă, știi toată lumea cine e Brad Pitt. Una e să vezi, nu? Normal. Da, de fapt nu avem vedete, nu putem vorbi despre vedete. Acum se pare mai nou că nici Hollywood-ul nu mai are vedete, am înțeles că e o problemă asta. În sensul că, la nivel global, nici... Nu se mai găsesc sau ce? Nu, adică nici actorii americani nu mai poate să strângă în sensul ăla, ok, aveam un film cu Brad Pitt, aveam un film cu Tom Cruise, era garantat, nu știu, 300 de milioane de oameni care luau bilete. Nu mai garantează chestia asta, nu există cel star power. Păi, dar nu cred că mai există nici din cauza că în ultimii 2 ani COVID. Nu mai e cum să ai star power. Nu, există globală de dinainte de COVID. COVID-ul a răutățit omul. Nu mai este star power așa cum era până da. Nu știu, sfârșitul anilor 90. Da, dar e internetul cu star power-ul ăsta de o zi. Păi da, dar e atât, foarte multe. Păi da, dar e atât de fracturat și încât... Nu, e că da, e cum zici tu, dar că e o altă definiție care...
nu mai e atât de grandioasă cum era aia din anii 90. Adică nu, e ca muzică, să zicem, știi? Nu o să mai niciodată o... Adică apar foarte multe formații care au poate sute de mii de view-uri sau așa, dar n-o să, niciodată nu o să fie un fenomen global cum a fost Rolling Stones sau Beatles. Pentru că acum sunt prea mulți. Sau cui? Sunt, nu numai că sunt prea mulți, dar sunt foarte... E foarte nișat, fiecare are câte o preferință. Adică, nu știu, pot să spui că ultimul fenomen major global a fost Game of Thrones, în care toată lumea... Dar de acolo e nimic. Adică toată lumea are câte o... Toată lumea are câte un serial sau eveniment care lor li se pentru pare că e super tare. Ai mult mai multe opțiuni. Exact, ai mult mai greu opțiuni. Să devii fenomen. Și imediat. Și pe YouTube zici de unul că e fenomen, dar de fapt nu e un fenomen, pentru că nu e și pentru mine fenomen sau pentru vecinul de jos. E fenomen pentru unii. Un număr considerabil că e pe toată planeta, dar nu e un număr, nu e un eveniment global. Adică nu e ok, dacă venea Rolling Stones în orice țară de pe planetă, era un fenomen, adică toată lumea alerga să-i vadă. Acum, nu există așa ceva. Adică nu vine nimeni, dacă vine ăsta, Shelly, nu știu unde, nu știu dacă în afară de aia care îl urmăresc, nimeni, who cares, știi? Asta e chestia, că s-a schimbat foarte mult chestia asta cu vedeta, e aproape că nu mai înseamnă, nu mai e la nivelul la care era. Deci nu mai e ăla de untouchable. Nu, mi se pare că acum vedete egal influencer și egal cineva care e un fel de tool de marketing. Adică nu mai e, e ca un foarte bun, nu știu ce sunt ăștia pe marketing care chiar vând. Te faci vânzător. Persons. Da, te faci vânzător. Nu-ți dai seama că te vinzi pe tine, dar după aceea îți dai seama că urmi să te cumpere și continui să faci asta și cam asta devii. So, do you wanna be a superstar? I-ați ascultat pe Carmen Lopăzan, Adrian Angel, Carmen Florescu, Darie Armin Alexandru, Margit Olteanu și Virgil Aioane. Ah, și al dumneavoastră Robert Balan. Do you wanna be a superstar este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Visuals Liliana Basarab, un proiect de Robert Bălan, adică, evident, de mine.